Ministerul Educației a emis astăzi ordinul privind confirmarea profesorului dr. Liviu Maha în funcția de rector al Universității. Prin ordinul semnat de Ministerul Educației Ligia Deca se atestă faptul că profesorul va exercita pentru un mandat de 5 ani atribuțiile specifice funcției de rector al UAIC din Iași, precum și calitatea de coordonator de credite. În perioada următoare, profesorul dr. Liviu Maha urmează să-și desemneze echipa de pro și să o prezinte în fața Senatului nou ales. Ulterior va începe concursurile de decan. Fiecare dintre cele 15 facultăți ale Universității urmând să delibere și să trimită în fața unei comisii formate din rectori și prorectorii desemnați de către acesta câte minimum 2 candidați. În urma probei de interviu vor fi aleși și decanii care vor face parte din Consiliul de Administrație în mandatul 2024-2029.